Deci aș vrea să vă spun că aveți niște copii minunați. Domnul să binecuvânteze pe copiii dumneavoastră care sunt aici și cei care nu sunt aici. Domnul să binecuvânteze. Să dea sănătate, să dea înțelepciune și să fie copii al lui Dumnezeu. Am organizat cu acest copilaș înainte de seara de părtășie și de evangelizare un timp special cu ei în care am vrut să îi promovăm. I-am și filmat și copiii dumneavoastră au spus poezii, au spus cântece spre slava lui Dumnezeu și au arătat că au valoare. Dar cel mai important este că au valoare în ochii lui Dumnezeu. Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Să-i facă mâine copiii care să înalți aici rugăciuni în satul acesta. Ca Domnul să binecuvânteze satul. Amin. Cu mântuire și viață veșnică. Și la acești copilași care au participat trei duminici, le-am acordat punctaj în funcție de ceea ce au prezentat. Cântări, poezii, ce au avut și s-au pregătit. Și aș vrea să vă spun, după trei duminici, care este clasamentul. În primul rând, Tămaș a avut 12 puncte, Alex 14 puncte, Feneș Maria, da? 17 puncte, Roman Alex 8 puncte, apoi Ligia 22 de puncte, Silviu Man 22 de puncte. Și acum ne apropiem de partea finală să vedem cine câștigă premiul de 1.000.000. Dar toți sunteți câștigători și vă doresc ca toți mâine să fiți copiii care să cânte spre slavă lui Dumnezeu, să spună poezii și să laude pe Dumnezeu. Urmează cu 23 de puncte Feneș Darius și 24 de puncte la egalitate și împărțesc premiul de 1.000.000. Este vorba de Ionuț și este vorba de Sârb Teodora. Îi rog să vină ca să le dăm premiu și Domnul să-i binecuvânteze și să-i facă pe ei copii care în zilele de care urmează ei să spună poezii, să cânte și să laude pe Dumnezeu. Domnul să-i binecuvânteze pe toți copiii. Amin. Și ei să fie cei care în zilele care urmează, generația de mâine, care să laude pe Dumnezeu în satul acesta. Și numele Lui să fie înălțat, slăvit și glorificat în satul acesta. Amin.